Uitați, vă rog frumos, dacă merge. Dacă e tot ok. Ați auzit? Bă, nu merge deloc. Cum să meargă? Tot aia scrie, se așteaptă, vezi, la ora 6, atât. Nu merge. Acum începe. Acum începe. Să-mi zici cum. Băi, ok. Ați auzit? Bă, nu merge deloc. O secundă, că nu știu ce mi-are. Bun. Începând cu prima întrebare, am văzut că toți vreți CS. Bun, o să vorbesc cu... E pur și simplu pus aici numai ca să comentez live-ul ăsta, să-l arăt la lumea care vrea să se uite la toate meciurile. De CS trebuie să vorbesc cu organizatorii. Acum le scriu pe Instagram și vă țin la curent. Pix acum sunt pe unul dintre ei. Hai că a și răspuns dacă e. Ce are microfonul? Acum vorbe... Îmi zice că nu poate vorbi momentan. Da, frate, am înțeles ce se, ce se. Ok. Am nevoie acum. Comentează pic. Ok. O să... Bun, băieți. Dacă toți suntem atâția, hai să lăsăm și un like dacă vă rog frumos. Nu știu, acum cu CS-ul, acum o să vină unul dintre organizatori, o să vorbească cu voi. Sper că mi se aude ok microfonul. La urmă, nu suntem cei mai... Suntem nou în acest domeniu. Nu, frate, nu. Acum nu mai vreau pe live că și-o dat seama că o să pul auziți. Bun, nu-i problemă. Bă, ce Dumnezeu mi-o faci, băi, omule bun? Citește ce ți-a scris pe Discord. Secundă. Salut, mă auzi? Bă, te uiți cumva pe live? Uită-te, te rog frumos, pe live. Toată lumea mi-a venit pentru CS. Și... Nu știu, zi-mi ce să le zic, cum, ce să fac. Doar pentru finală? Bun, deci, nu știu, atunci ce să zic, că te aud acum oamenii, 34 de oameni care te aud aici, hâți. Majoritatea mi-a venit pentru CS, nu știu. Să faci pentru CS, la CS când avem persoane. Și eu sunt dus Corect. într-o situație.
Perfect. Deci ați auzit, eu m-am angajat mai mult, bine, totul a fost destul de random, totul a fost pe moment, să fac un comentariu, să fac un live cu Lolo Nu ți și... se aude pe la, nu ți se aude pe live ce vorbești și el la telefon. Ah, ok, nu-i problema, păi că le explic eu. Bun, mersi. Păi bun, Cosmin, atunci am lăsat, atunci le zic că... O să fie numai finala la CS sau văd, poate fac eu cumva ca să fac mai multe meciuri și din CS. Meciurile, adică vorbim după live, bun? Atâta, atâta nu mai zim. Normal, deja au început și la CS, nu? Meciurile se joacă. Am înțeles, am înțeles. Păi atunci, ce să zic? Nu știu, acum eu m-am angajat pentru LOL, n-aveam, nu, n-am cum să fac și de LOL și de CS. Deci ați auzit, meciul este deodată și pe LOL și pe CS. Na, bun, hai că le zic acum și vorbim noi după live. Na, bun, ceau, ceau, mersi mult. Deci, băieți, din câte am înțeles de la unul dintre organizatori, ci că ei vor să facă numai pe finală, pur și simplu în live să mă ocup de finală și atât. Dar eu, da, aș fi dispus să fac pe mai multe meciuri, numai că ei nașpa că-s deodată și la LOL și la CS și nu știu cum să mă, na, cum să fac. Posibil mâine să fac cu CS, azi să fac cu LOL, mâine să fac cu CS, să văd. Campionatul, dacă nu mă înșel, ține până duminică sau luni, depinde din câte am înțeles de la organizatori. Eu nu am nicio vină în toată chestia asta, eu pur și simplu nu vreau să arăt cu degetul, nu vreau nimic, pur și simplu eu sunt o persoană, cum ați vrea voi să ziceți, care nu am nici cu chestia asta, cu live-urile, cu tot, fac chestia asta din experiență, ca să iau experiență, sper că se aude totul bine, sper că o să vă simțiți bine pe acest live. Păi atunci, dacă toată lumea e pentru CS, puteți să reveniți mâine. O să vă promit că mâine, tot așa, de la un 6, mă gândesc că o să înceapă și pe CS. Păi ok atunci, v-am zis, mâine. Cine vrea poate să stea liniștit și să se uite și la lor, nu-i, nu știu. Mâine vă promit eu, uitați-mi. Mi-au din timpul meu liber și o să fac atunci și la CS. Să văd, să mă organizez tot și facem la CS. Auzi, puteți vorbi cu organizatorii când joacă Warning la level 10 pe Face și să dai CS-ul, dacă nu e în același timp cu LoL-ul. Ce să fac? Toți au venit pentru un Warning 10 cu level Face, cu level 10 pe Face. Și dacă nu joacă acum, poți să-i dai după aia să te uiți la meciul lui. Că pentru el a venit mai mult. Că le Ce s-a întâmplat? M-auzi? Ce scos? Nu știu. Fie, au ieșit. Da, acum am înțeles. Aveți ceva jucători care are level 10, ok? Nu știu, n-am nicio vină. Eu pur și simplu a fost ceva pe moment. Am zis că hai să fac și o chestie asta, că eu am întrebat chiar acum o oră. Eu tot a fost așa pe minut. Nu, nu a fost ceva plănuit din timp, nu a fost nimic să zic că... Mamă, nu știu. Vrem pe un warning. Promit eu că mă... Acum îmi asum. Aia e, nu știu. Vina mea că nu-l vedeți pe warning. Eu n-am știut. Ce-i drept că da, eu am scris în titlu că se face și la CS și la LOL. Și nu știu. O secundă să facem să se vadă aici game capture-ul. În fine, o să rămânem cu atâta. Acum suntem la LOL, mâine o să fim la CS. Am încheiat subiectul ăsta.
Păi n-am cum, Cătălin, n-am cum să mă mut acum pe CSG în așa moment să zic, a, știi ce, hai, gata, ne mutăm pe CSG, că nu e chiar așa de ușoară treaba, că trebuie să faci cât de cât, oricum am stat și în astea o oră jumate cât am avut, am fost stresat să fac aia, să fac aia, să fac aia, adun monitor, comentarii, prostii, nu știu ce. Și apare nu merge monitorul și o să mă uit pe telefon de mâine, o să n-am cablu de alimentare și nu știu cum să fac. În fine, asta e cea mai mică problemă. O să punem asta aici, o să punem asta aici. Oricum, mulțumesc că ați venit un număr așa de mare. Chiar nu m-am așteptat. Chiar nu m-am așteptat. Poate pentru voi nu vi se pare așa 30 de persoane, 20 de persoane, nu contează. Dar pentru mine chiar e ceva că vă luați din timpul vostru să vă uitați. Și vă mulțumesc frumos. Și nu știu, acum v-am zis, revenim la LOL și o să vedem cu CS, o să vedem mâine cum facem. O să pun anunț, o să-i pun și pe organizator să pună, vedem. Sper că se vede bine. Să vedem ce se întâmplă aici pe top. Doare să fie ăsta un first kill? Da, ok, știu pe 12, am înțeles, știu la ce te referi. Eu pur și simplu nu m-am n-am mai făcut. Bă, LOL e mult mai simplu, sincer, nu știu, și am zis că de ce nu să fac acum pe moment. Poți să revii mâine și poți să vezi pe Facebook, o să vezi oriunde și ai, poți să facem cu CS, nu e problema. Vedem aici pe Jarvan, o secundă să fac așa și vedem că jocul este destul de pasiv momentan. Înainte să tot facem, sper că mă aud ok. N-am un microfon să zic că, nu știu, e pur și simplu de la căști și atât. Dacă cumva mi se aude că mai am chestia asta, că mă aud cum răsuflu sau chestii, nu sunt profesionist în chestia asta. Așa că puteți să-mi ziceți, nu e nicio problemă, ridicăm efectiv microfonul, mutăm mai, nu știu, îl luăm, facem ceva cu el. Vedem că Jarvan încearcă un gank pe bot, să vedem ce se întâmplă. Are jumătate de viață. Un ignite frumos de la Nautilus. Dar aparent Jarvan se retrage înapoi, își dă seama că n-are nicio șansă să mai facă ceva. Având în vedere că și Braum e full viață. Joc. Opa, ceva aici pe mid, să vedem ce se întâmplă. Zek a încercat-o. Cred că Katarina o să fie nevoită să meargă bază. Mai are o poțiune, cred că, sau nu știu. Sau și le-a dat pe amândouă. Aici văd că Urgot
pușează și îl presează super tare pe Shen. Pușează, în același timp să și expune super mult la un gank, la ceva. Să vedem pe bot ce o să se întâmple. Shen aici încearcă o... Oare să fie acesta first? Un flash frumos și first kill de la Shen, frumos. Pare văd că băieții încep să se bată. Au stat prea mult pe pace. Cătălin, pur și simplu, nu... Cred că nu ne înțelegem sau nu știu. E atâta timp cât deja mi-am dat cuvântul că fac chestia aia, n-am cum să mă iau să mă mut pe CS și în același timp e și o chestie. Vedem aici o bătaie. Jarvan scapă dându-și flash-ul. Urgot vine, dar nu cred că... E 1v3, sigurat o să se retragă. Dar e prins în Q lui... Și Urgot este mort din nou. Deci, revenind, ce am vrut să vă zic? Nu e chiar așa de ușor cum credeți. Trebuie să schimbi scena, trebuie să faci și unele chestii, setări, să schimbi că CS-ul nu știu ce mănâncă din procesor. Îs setări, chestii, nu știu. Și nu e chiar așa de ușor să schimbi, să nu știu. În fine, oricum. Ce derby aici. Ce derby, mă? Bine, nu mi-e zicea să bate toată lumea din minutul 7 și au toți gank-uri, Hai controller de că server. ai revenit și tu, băiatule. Hai că ai revenit. Da, sunt alături de Mirel, care m-a ajutat în tot acest timp cu nimic. Ce mai dă spectate în momentul ăsta? Și chiar ai, dacă nu înșel. Și chiar ai, ok. Și Da. ăsta, cum îi zice, Jolti, nu? Nu știu, chiar nu m-am uitat, am văzut. Cum că ce joc e? Sau doar mama Jocul se ce vede video joc? bine. Aoleu. O să mor și Aparent Caisa. un avantaj destul de mare în echipa albastră. Joacă cu barieră. Cine? Zoltan joacă cu barieră. Suportul Ignite, Raja. Da. Yoda scoate iarăși un kill. E foarte... Nu-i deloc plictisitor meciul cum așteptam, toată lumea e pe bătaie. Vom face engage, Katarina ar putea să... Nu, no, cred că moare. Zecul văd că e super Da. super agresiv, Da, e... e foarte agresiv. Nu cred că în momentul ăsta mai au ceva de întors din meciul ăsta. 64 CS Lux. Drake-ul să vedem, o să vină o intervenție ceva de la echipa roșie sau Nu, aparent. nu dă nimeni contest. Am zis din puce pătaie acum. Nu, Caterina nu-i viabilă în meciurile de genul care au atâta CC. Urgotul, dacă ai văzut, a fost a încercat ceva chestii acolo și a fost bătut de pe el, s-a făcut first Da, Bladon. s-o luat 3 main top, 3 main top. Iară Cost 600 acolo o gold de scos. pe Lux.
Au nevoie de viziune în junglă, nu prea am viziune deloc. Băi, dar acum o chestie, fac o mică paranteză. Mire, tu știi cine e Warning sau care e, nu știu dacă ai fost pe Nu, fază, cu toată faza aia, ce s-a întâmplat pe live. bă, mă uitam pe live, dar nu știu cine e. Eu Păi, nu mă joc. dar zi, toată lumea ce cuvine pentru CS și... Nu știu, eu... Pui mei. GG știam că a avut level 10 pe face, dar atât. Așa. Ia să vedem, vine Braum aici în ajutor și salvează pe Caitlyn. Secundă că nu mi spus, sau? Ce Da, game nu mi bun. spus bine. Să vedem aici Urgot, ce se Unde e întâmplă. și Jarvan? Și pe bot să bat între timp Da, și... am văzut. Are... Scuz, mamă, ce... Combo eu prin Caitlyn acolo. Lux. Aici, Level frumos. 2, top. Pot mai scot un kill. Sare Țandura. N-am jucat versus ei, pentru că da, aveți și erau. O diferență destul de mare deja. Destul Da. din spate, băieții. Echipa roșie. E diferență mare de 6K gold. Nu știu dacă o să mai poate să, poate printr-o minune sau ceva, o să reușească să îi întoarcă. Meciulos din punctul meu de vedere. Și Urgot-ul ar fi fost un game changer destul de mare dacă nu făcea un early, Da, așa era l-a așa de și agresiv. Ai văzut că a fost super Am agresiv la văzut că și-o început. luat dive, și-o luat dive la început de la 3 oameni pe top și nu a avut deloc viziune. Probabil, adică nici Katarina nu a dat follow acolo. Și de aia. E miscommunication în mare parte. Prima turetă distrusă din acest match pe top din partea echipei albastre. Să vedem la ITM și la CS. Văd că Katarina e super în spate și cu farmă. 1, 2, are diferenței 3 CS. N-ar fi o problemă. Dacă își face Gunblade-ul, încă are șanse să o bată pe Lux dacă îi dă 2 slot. Bot, că e diferența. Are Stonerazer deja Caitlyn în minutul 12. Bătea acolo pe bot să vedem ce se întâmplă. A, Kai'Sa ultimele și-a pe el. dat ultimata, dar fără Face double kill și Nautilus. Nautilus. Oare, Da. da, nici Nautilus n-a reușit să scape. Katarina cu J4 în râu. Nu au ce să facă acolo. Opa. Urgot a intervenit și el în... Fac aici și niște... Că mă scuzați dacă tot schimb camera așa, numai că fac pur și simplu niște chestii să Da, vezi văd. că apeși, umbli la microfon și se aude urât. Ce aude urât? Da, acum s-a auzit urât, dacă e live. Da, nu umblu, frate. Până acum aș făcut Nu te mai mișca. vreo figură, nu înțeleg de ce. E prima oară S-a când îmi auzit urât. face. Cred că ți-ai stricat mufa. Posibil, posibil. Nu ai problemă. 5 oameni pe mid. Are demolish și acolo îi cade tureta. Nautilus. Na, n-au tilt Păi, trebuie să fie. lasă acel fight așa. Să vedem dacă dau contest la Infernal, sunt curios, dar nu cred. Că n-au șansă la 5v5 să câștige. Chiar nu mai am să vă dau nicio informație legată de CS. Ați auzit, adică nu știu dacă ați auzit ce a zis un organizator din care se ocupă de CS aparent. Că ei vor doar
doar finala să o facă, că restul n-ar fi așa de important. Ceea ce aici nu știu ce să zic în legătură cu chestia asta. Bine, noi, campionatul meu, nu mă pot băga. Probabil e diferență mare de rancuri și meciuri direct câștigat și e ce câștigă și Da, de aia nu da. Și nu vor să filmeze filme meciuri din filme și astea. tot, Da, da. corect. Și eu zic că mai bine, numai final așa e. La CS, da, am înțeles că a început. Atâta pot să vă zic, că da, din cât că mi-a zis organizatorul că da, a început. Și nu știu. După meciul ăsta o să încerc să vorbesc chiar cu unul dintre organizatori și să vă zic dacă puteți să dați cumva spectate pe meci sau nu, sau nu știu cum să faceți. Văd Trebuie un cel mai mult. switch aici din partea botlane-ului. Că a făcut și cu topul, a făcut un switch de la echipa albastră, dacă vezi. Mai sunt meciuri după asta sau e... Păi mai ies, mai ies, mai ies. Mai ies. Că nu mai țin minte câte echipe erau în turneu. Nu știu. Că din câte am înțeles echipa lui Jolt a fost descalificată. Adică a Acolo, pierdut. Urgot, încearcă un fight, dar nu... încearcă să-și apere tureta, mai bine zis. Dar nu prea are ce să mai facă. E primul meci la MLG sau a mai jucat ceva meciuri? Cred că e primul meci, dacă nu mă înșel. Ok, primul meci din turneu. Aici am un team fight. A murit acolo, Katarina nu mai are. Late flash. Jarvan. A murit și el. Kai'Sa distrusă. E o diferență prea Meciul e mare. etern. Opa. Nautilus salvat acolo de Urgot. De ulta lui Caitlyn. Oare o să facă și inhibitorul sau o să... Da, aparent o să facă și inhibitorul de pe top. Aparent n-au avut. Yo, ce de Caitlyn! Vezi, chiar iar ai mișcat microfonul și s-a întrerupt. Încerc să-l fac acum. Nu mai spunem ce și cum, că acum încerc să-l fac. Acum se aude, dar dacă îl miști în continuare, s-a întrerupt. Că nu mai merge microfon. Acum merge. Mă aud ok? Da, nu mai mișca. N-a zis tu că mi-a mai făcut mie vreodată așa. Să facă figurile astea. Stai. Asta e... 5-0 Caitlyn, 100 CS, 2-0 Braum, 5-1 Lux, 2-0 Super behind Mercury. băieții din Red Team. Da. Și... E aproape 10k diferență. Ui, 10k Ui, diferență de ui. puncte. E nasoală treaba. Ah, ok, Acolo eu fură un... Giovanna Heraldo, dar fără sens. N-au unde să-l folosească. Aparent, Kelty nu știe că dacă își dă smite-ul... Sau poate a încercat doar să vadă dacă a reușit cu smite-ul să le iei Jarvan. Că comunică între ei deja, nu... Dar par mult mai, nu știu... Blue Team nu pare așa să zici de serioasă să zici, că nu mai o interesează așa de mult de joc pentru că deja ai câștigat cum ar veni din partea lor. Da, exact, și Văd o grupați. diferență așa de... Da, joacă și foarte bine grupați. Și dacă te uiți la Red Team, 12 bot, 3 pe mid, dar și aia îndepărtați și nu... Jarvan, să vedem ce o să încerce să dea un steal
La Drake. Catarina acolo, distrusă. Vezi lipsa de viziune ce înseamnă. Nu uitați că noi mai facem din când în când și live-uri așa, când ne jucăm noi sau nu știu. Și dacă vreți puteți să vă abonați la canal, să apriniți clopoțelul ăla, să vă să vedeți notificare când facem. Da. Acolo un teamfight pierdut. Îi topește Caitlyn. De ce ai mișcat? Nu l-am mișcat. Nu știu, să mă uit după să văd ce are. Ma continuăm așa cum nu avem ce să facem. Îi topește Caitlyn în fiecare teamfight. Nu e chiar așa că sunt slab Rufus, decât că poate e diferență prea mare între jucători și logică ți se pare ție că sunt super slabi. Dar da, fac niște greșeli destul de mari. Aici iar un team fight. Catarina acolo cu ultimată. Nicio șansă. Nu au nicio șansă. Cât ar fi ea de mică și tot încearcă, dar își dau și ei conștienți că nu mai au ce să facă, mă gândesc. Deja băieții din echipa albastră dau dive, nu-i mai interesează, îi execută pe băieți. GG match-ul. Din câte știu eu, nu, deja s-a făcut echipele, s-a făcut tot și la CS și la LoL și nu mai ai cum să te înscrii. Vedem aici încă un team fight. Acesta cred că va fi decisivul. Da. Ultimul team fight. Zec, nu, îi cruță, dar o secundă pe băieții din echipa roșie. Acolo Caisa moartă, Catarina încercând să o salveze. Vai. Mamă, 29 la 2. Salut, Tudor. Aaa, Tudor, acum știu care e Tudor. Heavy Balls, Harry Balls. Acum știu. Acum mi-o pica mie. Da, un match. Nu știu dacă aveau vreo șansă, sincer. Poate au și greșit compul care l-au încercat. Da, Catarina n-avea niciun sens în atâta CC acolo. O dat foarte puțin damage, o dat 4k damage, Kai'Sa 5k, Urgot cel mai mare damage. Și în echipa adversă Caitlyn cu 18k. Bun, ar cam trebui să vorbesc și eu, să văd cu unul dintre organizatorii. Cine joacă următorul meci? Pentru că v-am zis, totul a fost spontan. Și nu, nici nu știu echipele care cum. Tudor sau nu știu oricine care sunteți aici pe live, dacă puteți, vă rog frumos să mă ajutați să mă puneți în contact cu unul dintre organizatori, că văd că nu Dragoș nu-mi răspunde pe Facebook și nu știu cine joacă. Secundă să încerc să mă să nu. Salut, Matei. Ciao. Frumos match. Da, așa sunt în coi. Deci, vezi că te aude. Salută și tu live-ul. Salut, Doc.
Spune-mi cum facem, cine urmează. Nu știu, n-am nicio listă, n-am. Ce meci? Da, cine urmează să joace acum? O, stai un pic. Dacă își fac ăștia un room de turnament, eventual, stai secundă, joacă echipa de la Dell cu echipa asta cu care am jucat noi acum, cu Soileman, sau cum e, nu știu cum e pronunțarea. Deci, cu băieții ăștia cu care ați jucat voi acum sau. Da. Și stai că atunci vorbesc eu, stai așa. Vorbește tu cu... Vorbesc cu Marcel. Sigur, da, acum știu. Zi dacă își poate Jucați. face gen și el, așa, turnamente de dol, știi? Sau ceva de genul. Bă, chiar că mersi că mi-ai adus aminte că mi-e un pic călduț. Trebuie să-mi scot și obiectivul. Mi-e un pic călduț. Trebuie să recunosc că am și ceva emoții, nu știu, nu. Făceam eu live-uri și prostii din astea așa acum 4-5 ani. Când aveam și eu persoanele mele, dar m-am cam lăsat de meserie. Mai fac așa din când în când, dar nu știu. Păi, Matei? Da. Băieții mei că nu mă cred, nu sigur cum facem. Ce cred? Cred că joacă ei, mi-au zis. Nu, deci nu siguri. Ba, ei joacă acum. Ei au meci acum. Ci că voi aveți să faceți tot așa și să dați invite și la un prieten să dăm așa spectate. Oricum, Matei, nu știu acum, dai și tu, spune ce părere ai avut din meciul acesta. Unde credeți că ați greșit? Bă, băieți, jucat bine în orice caz. Mi-a luat Zac-ul, am vrut să joc Zac și drept. N-a fost să fie. O jucat bine. Din Nu câte am știu. înțeles, că am vorbit și cu Mirel și mi-a zis și Mirel că, uite, exemplu, pe Catarina, ci că au greșit super tare picul ăla care l-a ales Catarina. No. Nu știu acum, el l-a vrut să fie așa, oricum un safety, pentru că, no, e Marius, într-un fel, lotte pe Catarina și, no, Da, deși e dar foarte bine cata, știi, și no. știi cum e că nu poți să joci mereu același campion dacă, de exemplu, poți să Da, prinzi un eu știu ce counter, zici, un counter. știu. Știu ce zici, dar no. Da, oricum. O juca băieții, bă, juca bine băieții, n-au ce le facem, chiar o juca... Oricum, băieții se știu, joacă bine. Ce sunteți, nu știu, demoralizați toate cum. Nu avem stres, oricum ne-am băgat numai for fun, deci... Și stai că nu Nu cred înțeleg. că trebuie nimica. Voi acum ați fost eliminați sau mai aveți o șansă sau Nu, cum? mai avem. Da, mai avem încă două meciuri. Da, am înțeles. Matei, ce tu ești organizator? Da. Te rog frumos, vorbește cu băieții. Mi-a venit majoritatea Acum. pentru CS. Spune-le aici pe live, te rog frumos, cum stă treaba cu CS-ul. Eu le-am explicat că nu. Eu am zis că fac doar pentru LOL și dacă îi da, mâine o să pot să fac și pentru CS dacă îi pun acolo. Nu fac pentru LOL, dar să fac pentru CS sau nu știu. Pe gen, la CS s-au început meciurile pe la 4, în jur de 4. Acum, nu știu exact care cum a început, ca și noi, spre exemplu, am început meciul ăsta mai repede, că, nu, vezi tu, și ăștia au fost liberi și am putut să jucăm și noi am fost liberi și noi una alta, știi? Așa. Acolo era vorba că începe la 4 și cum și Dragos, spre exemplu, Ivan Ciuc, e la CS și la LOL, nu, ei au vrut să înceapă mai repede și de-aia l-au pus la 4. Acum nu știu exact ce meci la CS sau așa, dar pot să aflu și să zic, sau eventual pot să zic pentru mâine. Mâine, în orice caz, semifinalele. Știi? La CS? Și, da, și la LOL. Deja, așa de rapid? Da, ca să se termine grupele. Sunt numai două grupe. De ce nu încercați să faceți nu deodată și așa aș putea să fac și la CS și la LOL? Nu știu, să încercați să schimbați ora, de exemplu, să nu faceți în același timp și aș putea să fac și la CS și la LOL. Pot să vorbesc cu ei să fac asta? Hai pe Discord, te rog.
Pot să vorbesc cu ei Băieții pentru mâine? de pe live au venit pentru CS. Văd că m-au băgat băieții, m-au invitat acum. La LOL, la meci? Da. Salut. Nu, bun. Pot să dau și eu invite sau? Păi lasă așa, că oricum Păi da, nu, faci frate, tu ce? cuvânt A, da, numesc, că nu... pot. Dar trebuie să Ți-am poți dat, dacă ți-am ești în dat. lobby, De ce ai odată dat? ce ești în lobby De tu. ce ai dat? E full lobby, eu nu poți cine, dacă mai e unul ăsta. Încercați să scoateți pe Nu, nu, unul. nu, Da, lasă, taci, bă, lasă. taci o secundă, mă, te rog frumos. Încercați să scoateți pe unul. 2 minute să intre încă cineva spectate și Că dau la game după, dacă... după the join. Că e full și nu poate să intre. Hai, acum. Hai, sare țambura, deadline. Mersi. Deci, eu pot să vorbesc pentru mine, eventual și îți zic cum facem. Tot la fel ar fi orele, din tot pe la 6 să începem. Și mine, știi? Din acum depinde. Și de echipe. Păi, ok. Numai să-mi zici. Îți zic, stai. Nu, aoleu, dar deja nu mai pot cu live-urile astea. De ce se mă termină, efectiv. Bun. Nu-i live de CS. Mâine o să fie live de CS. Matei, te rog frumos să vorbești, să încerci să schimbi ora. Sigur, ce zic, Și ce zic, să încercăm. vorbim, da, facem să fie bine. Hello, țigară, băi. Dar cine-i? Dar că nu știu, Probabil ceva. No, eu vă las că intru în meci cu ăștia, îmi băgăm acolo Dacă în aș meci. ști cine ești. Bun, mă Și ne auzim. mulțumesc pentru E informație. ok. E ok. Și vorbim după live să vedem ce și cum și ora și ca să știu și eu. Sigur. Bun, pa, baftă. Ciao. Că știm, Sira. Dar nu știu cine e, frate. Fac pareu că e cineva super cunoscut, știi? Na, acum hai că măcar ne-am mai liniștit un pic. Acum o să comentăm și la picuri. Ce picuri au băieții. Așa e, Mirel. Da, ești curios. Așa e, nu? Da, Așa e, că probabil să... m-ai lăsat, terminatule, m-ai lăsat la greu. Mâncam, frate. Când îmi era mai greu, atunci m-ai lăsat. Vedeam așa, mâncând. Pe live. No. Hai să scriem și pe Dumbu să facem entertainment, bă. Vi să comentăm Nu meciurile. mi se vede cu o saturație prea mare web-ul, că mi așa mi se pare. Nu. Așa e? Ok. Bun. Baftă. Spune și tu un baftă acolo, bă. Da. Știți cum lac. Mersi. Dar n-am mai apucat să zic, bă. Hai să vedem aici. Să ne uităm și pe la comentarii un pic. Acum nu, cât timp fac la LOL. Da, 30. S-a dat primul de bani, văd că. Shen și Yasuo. Da, din păcate nu prea cunosc ce joacă băieții sau ce CS1 Atunci. trick. Păi,
Ban Sang, echipa, Yobana Sang, echipa asta, uite, Yobana Zeku. da, din last match, din last match o să baneze banurile. Da. Aparent s-a uitat la live, cred că, să nu știam. Probabil, cel mai probabil, sau Da. de meciul. Bun, hai să ne și uităm un pic și la comentarii. O să mergem, vezi că o să mergem mâine până la oprici ca să căscăm de el un cablu de alimentare. Mergem. Păi în declarație, opriș. Opriș. Opriș cablu alimentare. și să-ți răspund, Rufus Ringo, că am văzut că tu m-ai întrebat, da, am lucrat la Fin, ca și part-time. Și nu, logică, noi deschis Finul, având în vedere chestia asta cu virusul, cu pandemia, cu tot ce se întâmplă acum. Pentru că, până la urmă, e barul chestii. Bine, la un moment dat se putea, dar nu se putea, e ceva discutabil, nu știu. Că până s-a dat ordonanța aia de urgență că n-ai voie să fii mai mult de 3 persoane pe stradă și așa, că înainte aveai voie normal, că barul avea maxim 50 de locuri și era ok, ci că până în 50 sau 100, nu știu, cred că 50. Și da. Hai că avem și trei hateri aici, hâți! Auzi, bine. Nu. Avem trei hateri, ți-am spus. Ce hateri? Hateri, hateri, nu știu ce se ia, hateri. Doamne, ce e cu tine? Vedem aici, în echipa din partea dreaptă se pune ca și echipa roșie și echipa albastră, nu? Era, am dreptate. N-am înțeles. Echipa din partea dreaptă, echipa roșie, echipa din partea stângă, echipa albastră, gen e Da, e normal cum. retimbuting. Da, retimbuting. Ok. Echipa albastră de meciul trecut, care a câștigat, e acum retim. Aparent au încă un meci. Au Vladimir, au Set, au un comp destul de interesant deocamdată. Au Vladimir. Set. Din banurile acum. Nasus ban. Vein ban. Acolo dorul vraja, hai că aproape am făcut ceva. Da, da, era scorul 29 la 2. Normal. Ezreal. Urmează să baneze Braum. Deci le banează tot ce jucă, jur. Olaf, Nu, i s-a Olaf. banat ăla. Nu le e frică de Ibrahim. Vladicu, scuze, acum ți-am văzut numai comentariu. Dacă vedeam mai rapid, ai transmiteam, dar n-am. Nu m-am uitat, scuze. Diana Ban. Te
facem și un snap, nu știu dacă... Brandamo, Mickey, mamă... Bă, nu mai ai probleme cu microfonul momentan, așa-i? Nu, nu se mai aude nasol. Bun. Bă, și când mă gândesc, mă, că acum un an pe vremea asta, mă! Mă, leu! Lulu Jinx, Pop Heimerdinger, mid. Dacă nu m-am uitat, nu m-am uitat la picuri. Păi iau... Darius stop. Popi junglă. Popi junglă e cu mid. Heimer. Da. Vlad. Mid, set, top. Ce Heimerdinger ai văzut, tovarule? Vreau să ia Heimerdinger. Sau nu, pur și simplu dat. Mi-s cric. Ia uitați, băi, de acum un an de zile. Dacă nu știu dacă se vede. Oh, brr, nu ăsta. Da, nu se vede bine, dar... da. Da. Nu știu dacă s-a văzut. Unul mai fericit, desigur. Opa. Și ăsta e de acum. Păi, nu știu, eu pun, vreau să-mi pun și o muzică ceva, frate, să... Dacă nu deranjam pe nimeni, desigur. Deci, să vă zic. Păi dacă se face deodată, v-am promis că o să fac la CS, atunci... Deci așa rămâne, la ce se fac, nu-i problemă cu chestia asta. Dar aș prefera să fac și la lor, să fac și la CS și să pur și simplu să schimbe pora. Nu știu, că mi se pare chestia banală, să le pui deodată, na, gen. Poate cine vrea să se uite și la lor, vrea să se uite și la CS și n-are cum, na, frate. Exact. Și... Oricum, nu știu... De unde ați, de pe ce link ați, de unde l-ați primit link-ul sau așa, dar de unde l-ați primit, vă promit că o să mai primiți și mâine. Sau pur și simplu puteți să dați pe clopoțelul ăla și o să vă anunțe când o să fac mâine evenimentul. Și o să vă anunțe și de la ce oră și tot. De ce nu ne-am băgat și noi la CS? Păi... Luam și pe jucam 3 versus 5. Da, hai că da. Vezi, chiar ai mânat la microfon. Iar s-a auzit. Da. Five, că mă dispare deja. Acum eu că... Rufus... Nu stau pe telefon, pur și simplu mă uit la comentarii. Pentru că am încă un monitor, adică am povestit deja treaba cu alimentarea, cu morții măsii, că degeaba. Și laptopul tot așa mi l-am ars. Și trebuie să văd ce mi s-o arse mai exact în el. Și am rămas așa ca un handicapat, trebuie să mă uit pe telefon. Păi... Spiking, cine, nu știu, cine mai exact, dacă ne cunoaștem sau așa, ca să știu la cine mă adresez. Să nu, nu știu. Dacă e... Am înțeles la ce te referi. Păi, eu n-am treabă, sincer. Numai să vedem, poți să-mi zici, să-mi scrii pe ceva sau nu știu, să vii pe Discord după sau să-mi dai o cerere pe Facebook, pe unde vrei tu, ca să vorbim și vedem. Și atunci, dacă vrei, faci tu
Bă, Leo, tu ești, mă. Bă, dar vezi, bătesc așa și nu, nu-ți dai seama, căcat. Nu-ți dai seama. Da, așa să schimbăm. Văd că intră în match. Bă, nu m-am gradat așa, hai să Da. mut tot Oh, dâmbul ăla. prr, prr, ho, șo, prr, prr, ho, că ți se întrerupe. Calule. Te duci. Murgu. Păi, Leo, vorbim. După ce știu și eu ce și cum, îți zic să văd prima ce zic Matei, ce zic băieții ăștia grei, organizatorii. Ce le voleam pe LOL, s-o văd ce le voleam pe LOL, dar dacă n-ai fost atent, am 100, bă cât am, 176 parcă, ceva genul. Divizie, Silver 1, nu posezi în Silver, ca băieții. Și cel mai mult am fost sezonul trecut Platina 4. LOL game. Cum mut, mă? Poți să o scoți Ce? camera un pic Da. de pe asta? Da, stai mă nebunule, că tu zici să stai Ai că-l trag. grad mare, dar e aici. Păi, și ți era greu să-mi zici mie. Te-am zis, dar ai zis murgu. Alo? Alo, Salut. domnul Loții? Ce faceți, băieți? Ce Sa aici la un meci? prima oară se salută chat-ul, băi, nesimțitule. Salut chat, Am uitat spune. că ești YouTuber. Păi, vezi. Spune un salut chat. Salut, chat. Salut chat. Hai că vă că o intrați și băieți în meci. Faci și pe Discord live? Eu am pus pe Discord. Ah, e super. Cine joacă Bodranu cu cine? Nu cunosc pe ții, sincer. Nici Mirel nu-i cunoaște. Mireu, Am păi jucat ești versus live-ul ei meu curare. cu... Nu? Nu cred. Ba, am jucat curare. Hazel Pibo, Ah, e da, cu ea da, dar cu ceilalți. dar să vede loc, ți-am dat. Da, păi mă uit pe live, că nu cred că e mare delay. Ai delay. Da, ei te vor trezi, se bine. Cât e? Ai, ce pula. De-aia zic. Da, bă, hai Păi, că mă uit ce aici vrei, la mă, să Discord. primească info că e la Baron sau din alea, mă, Da. nebunule? Dar și cum dracu dau mut gen video live-ul lumire? Salut, Dar nu se Patrick, vede. salut, salut. Da, mă, se vede, dar vreau să-l dau pe mut ca să nu mă aud un eco. Aha, păi nu știu aia. Stai să văd, poate pot eu să-l dau pe mut. Cred că poți să dai pe tine pe mut. Nu. No. Nu știu cum îl dau pe mut. Bă, dar care e faza cu descalificatul? Cu ce? În grupa noastră a descalificat ambele echipe sunt care au fost. Nu știu, sincer. Ce am făcut? Dar bă, dacă dau eu spec pe LOL. Na, mișto. Dacă dau spec pe LOL, trebuie să mă pun deodată cu tine. Păi, nu știu. Cred. Stai, că încercăm. Dacă nu cu partajare, frate. Da, cu partajare mă aud dublu, știi? Pe top, văd că... Popi, văd că a început cu oracle. Dacă mă bagă Mire? Mire la feca. Păi, ce-o pățit? Nu știu. Să l-o bătu jocul. Am zis că și voi aveți deci în campionatul ăla cu grecii. A, da. Sunt top. Ce, ne faceți mândri sau nu, copii? Da. Bă, ce mi La ce minut este un game?
3-0-5 acum. Eu sunt la... Da, e perfect. Am intrat în match eu, spectate, și sunt la 3-15. Da. Băta acolo pe top. Mamă, ce eu dat acolo roza. First. Sau? Nu. I-am zis din ce am să le câștigă și oricum. Se joane acolo nevoită să meargă bază. Că nu cred că... Da. Văd că Darius îl presează super mult pe... pe set, nu tare lasă să miști acolo. Te-ai uitat dinainte la țipă live sau...? Am văzut puțin din meciul ăla, dar nu tot. Eu nu știu. O jucat super mult cum băieții și o jucat organizat și grupați. Și s-o văzut că au și comunicare, știi? Nu... Pur și simplu, mă. Și astăzi colegi de clasă. Bine, nu chiar clasă. Acolo un gang pe mid, de la Poppy. Uai, ce flash, Vlad. Vladimir acolo... Mort. Mort. Mort, jos. Acum moare și... Plați, poți să-mi spui, te rog frumos, să mi se mișcă ok live-ul, e tot ok, nu știu, că eu nu mă pot. Dau alt tab. Chiar nu mă pot. Da, e ca lumea, mi se pare ok. E mai ok ca și la Greco ăla, spune-mi acum, laudă-mă un pic. Acum... N-ai 30 de ani și nu dansezi pe beat. Pe ce? Nu știu cum dracu zice la chestia aia de pe Twitch, de dă când te uiți la stream. Nu știu la ce te referi. Dar oricum m-am uitat și eu la... Channel points, da. M-am uitat și eu la... Dacă dai 1000 channel points, dansează. Serios? Da. Te-ai uitat la match-uri? M-am uitat la un match, mi-a dat pe link-ul și m-am uitat și... Bine, din minutul 20 m-am uitat, când a jucat Mireca și pe ea. Când o trollat, mi-e de păcat să iau pe ea. Când o trollat, dacă i-am zis că-i paletă. Acolo, iară... Ultă de la Sed. Ultă de la Darius și a mai făcut încă un kill. Nu știu cum mi-a lăsat Darius open, că la ei one trigger Darius, sincer. Chiar nu pot să-mi lăsăm. De fapt, de ce am crezut că Darius are 2-0, dar... E primul kill luat pe top. Nu știu. Set își folosește TP-ul. Dai să-i pun și un pic mai... Mai... Așa, bun. Pe bot văd că nu tare se întâmplă nimic momentan. Poppy acolo la counter jungle și reușește să moară, mă. Da, am murit. Și se joane în pericol. Are ulta eco, scapă. Scap. Nu a apucat să-și dea ulta. Jinx, vine acolo cu un W. Murându-o pe se joane. Așa că super agresiv și Jinx-ul ăsta, cum o văd. Da, hai să, așa. Deci ăsta...
Eu chiar încă trebuie, nu mă prind cum funcționează camera asta de pe SpeakTate și cu prostiile alea, dar ok. O să mă Păi, uit lasă că oricum. se duce automat. Păi, da, dar gen, dacă dau space, așa. Nu știu. Teoretic Bă, dar face nu e bine reacție. pusă. Fac, acum văd, frate. Fac și vezi, nici nu mi-au zis băieții. Nu e bine pusă deloc. Așa, mă scuzați. Acum am văzut că nu era pusă peste aici, bătaie pe bot. Să vedem Lulu moartă. Jinx își dă flash-ul. Jhin vine cu ulta. Poppy tanchează. Poppy scăpând acolo. Grazie. Da, stai că mă uit la altceva acum. Ah, ok. Dar vreau să spun. Ok. Băieții din echipa roșie văd că s-au pus să facă rift-ul. Dar oare o să fie un team fight aici? Da. Se joane acolo distrusă. Eco ultimată. Eco acolo mort. Vladimir flashând ca să iei un kill de pe Eco. Mădu, Da. poți să vorbești acum? Păi acum sunt pe live. Ok, dacă poți să ajut cu ceva, mă anunți. Ok. Oricum, o să îți scriu pe Facebook sau nu știu după. Atâta zic, numai încearcă să schimbi ora, să pui la ore diferite CS-ul cu Lolo, pe mâine. Ok. No, ai bun. Bafta. Mersi. Te-ai... Da, am ieșit. Gino e super behind. Nu pot să zic că și cu farm așa de mult, dar nici nu știu că văd că și pe botei se întâmplă chestii. Se joane moarte din nou. Darius ăsta este din nou oprit. 3-0-1 și 90 farm. Mă scuzați. Coronavirus. Dar aparent s-a cam extins și Darius-ul. Dar crezu că scapă cu viața acolo. Set nevoie să-și dea flash-ul ca să scape. Trash-ul aici a pus în pericol mort și el. Aparent botul e cam câștigat, nu știu dacă mai au ce să facă ceva băieții din echipa albastră.
Se joane aici, încercând să apere tureta, mă gândesc. A făcut un trade nu destul de ok. Ultă de la Sejoane pe Jinx. Încercând. Lulu și-a dat ultimata pe Jinx. Poppy vine. Se bagă. Jin mort. Deci nu mai au Sejoani. Și Sejoani moart acolo. Aaaa, ce joacă băieții. Nu se joacă, nu se joacă. Se joacă super bine oricum. Chiar e plăcut să te uiți la ei așa cum se organizează. Uite, uite la ei cum stau toți organizat. Comunică, se vede pe ei că comunică, oricum nu-i... Și nu e o chestie care să zici că o fac de acum sau să zici că acum de o săptămână s-au înființat echipa asta, se vede că joacă de mult împreună, au chestia lor, chimia aia. Popi acolo încercând să se bate cu Sejoane, venind în ajutor și treși. Poppy nevoită să-și dea flash-ul, Jin ultă, Poppy. Poppy scapă cu viață. Wow, deci nu, că wow. Superb. Nu, n-am cuvinte. Nu, mai bine stau pe lângă numai. Trash, un trade super nice pe acolo, jumătate de viață luată. Jinx-ul văd că nu-și protează mai deloc acel W. Băieții joacă foarte bine și pe ăsta, pe viziune, văd că cu clear, cu... Nu... Și în același timp, dacă stai să te uiți așa la Blue Team, au și ei, dar mai organizați oricum, sunt mult mai organizați Red Team și chestia asta chiar se vede. Aici un pic se extindă băieții din Red Team, să vedem ce o să se întâmple. Încercând să pușeze tureta. Poppy acolo încercând. Trash-ul i-a dat un dodge incredibil Poppy. Tureta întanchează pe Jinx. A reușit să iei încă o turetă, băieții. Nu știu ce să zic și acest match și nou. Nu pot să zic că are un echilibru. Oricum e, v-am zis, e... Mie chiar îmi place să urmăresc un meci de genul ăsta. Dar în același timp stai să te gândești așa la echipa albastră că nu-i balanță, nu-i... Nu știu. Nu le dă nici măcar o șansă să zici că... Da, haideți! Sau să zică, mamă, acum ai comeback, dă-i! Jinx acolo. Între doi. Trash o prinde pe Jinx! Jinx pusă... În pericol. Jinx luând. De fapt Vladimir a luat 700, 1000 gol, pardon, de pe Jinx. Chestia asta chiar o să-l ajute. Poppy nu se joacă, e acolo ca un tank, nu o interesează deloc.
Poppy! Jean mort. Poppy continuă atacul. Poppy acolo a dat un extend prea mare, dar totuși s-a... Aici cred că o să se ia și o turetă. Dacă nu mă înșel. Da, băieți, mâine, ci că e chiar semifinala mâine. Și o să fie, și poi mâine cred că e, adică duminică, o să fie trec finala sau luni, nu știu, chestiile astea chiar nu le știu încă, organizatorile știu, o să vorbesc mai exact cu ei după live, dar vă zic oricum, nu pot să vă zic ora exactă momentan. Oricum o să vă puteți, v-am zis, să vă prindeți clopoțelul, o să vă arate cum am făcut evenimentul, o să vă dea notificare, ora cu tare, aia. Darius acolo între 3! Reușește să scape și cu viață și cu un kill. Poppy, tankul, Poppy nu se joacă! Încă o turetă luată din partea echipei roșii. Jean ultimat acolo crezând ca să reușească ceva, dar acești doi tangi, Poppy și Darius, nu trece nimic pe lângă ei. Echo s-a pus să facă Drake-ul. Având o secundă. Da, scuze, mă scuzați, eu prost și da. Au deja 3 Drake-uri luate și următorul, dacă o să-l iei, o să facă un Soul și să vedem de care, că aparent acum au câte unul din fiecare. Au un Infernal, au un Ocean și au un Mountain. Să vedem ce o să fie următorul ăla, o să decidă ce o să fie Soul-ul. Da, eu o să fac DCS și îmi pare rău dacă... Am făcut să așteptați și atâta timp și ați crezut că o să vă uitați la CS, dar nu, asta a fost să fie, mi-asum. Oricum, vedem mâine ce și cum. Am văzut că aveți un, nu știu cum să zic, Ronaldo de CS, nu știu, Warning sau cum am văzut, parcă îl... Toată lumea, multă lume oricum a venit pentru el. Deci au un clear minunat așa de la din echipa roșie și după cum se vede au viziune aproape peste tot, efectiv, nu. În timp ce echipa albastră, dacă vă uitați, nu, deja, oricum, nu mai au șanse să facă ceva. Sejuani e obligată să-și dea riftul. Cred că a rămas fără cooldown-ul ăla și dacă mai bine l-a pus decât să nu-l pună deloc și să-l piardă. Băieți, se pregătește să facă baronul. O să primească... Cred că băieții, Blue Team oare știe, da, se îndreaptă și ei către... Nu mai, n-ajung la team băieții. Un team fight aici, să vedem ce se întâmplă. Redemption, Thresh se bagă acolo frumos. Darius, Sejuani moartă, nu avem ce să... Darius acolo frumos cu un ace și cu un triple kill, dacă am văzut eu bine. Băieții vin în cel mai rapid trash-ul care vine în 14 secunde, nu știu dacă o să apuce să facă ceva, mai ales. Bine, oricum nu sunt un nivel așa de mare să zici că... Oricum o să pușeze și inhibitor, văd că Poppy se duce și pe bot. Vor să facă și inhibitorul de pe bot, oare? Nu știu dacă o să apuc. Ce? Frumos acolo Poppy cu W.
După cum vedeți, băieții din Red Team n-au nicio turetă luată, stau super bine. Aia de pe top e puțin în pericol, dar asta nu e important. Momentan, tot așa, meciul ăsta e, v-am zis, fără, n-are echilibru. Nu le dă nicio șansă măcar. Mâine oricum o să fie mult mai ok și eu mult mai deschis, mă gândesc așa, pentru că e o chestie care n-am mai, chestia asta cu live commentary sau, da, n-am mai făcut până acum, m-am oferit să primesc și o experiență, că am vrut eu la rândul meu să fac campionate de genul ăsta și am vrut să fac live și să comentez la campionatul meu, dar n-am avut oportunitatea asta din cauza că n-am avut oameni serioși, ca să zic așa. Și chiar m-am oferit, nu știu, chiar îmi place să fac chestia asta. Acum, că nu mă descurc, mă gândesc că nu mă descurc așa de bine, nu știu. Oricum, voi ați venit aici ca să urmăriți mai mult meciul decât să mă ascultați pe mine, mă gândesc. Nu ați venit pentru mine să mă ascultați pe mine. Aici un team fight frumos, făcut de Red Team. Acesta cred că este, nu e decisivul pentru Blue Team. Jin cu ultimat acolo, dând fix în Jinx, murând-o pe Jinx. Și o donație. Să vedem de la cine am primit. O, de la domnul Costi Bilk, mulțumesc domnul Constantin pentru un euro. O să mă uit mai imediat după asta și la ce ai spus în donație. Mulțumesc frumos. Aparent o să fie Mountain Soul-ul, dacă le iau băieții din Red Team. Mulțumesc încă o dată, Costică, chiar nu mă așteptam. Bine, pe a doua donație de la o persoană. Bine, mi-a dat Claudiu, care a fost ceva la mijloc, i-am dat un cont de CS și mi-a dat așa, în fine. Oricum, normal, tu mi-ai dat prima donație oficială, gen care să nu fie plănuită sau ceva, nu că plănuită, dar da, pula mea. În fine, mulțumesc, chiar apreciez. Da, părutare. Stai să mă uit. Băieții din Red Team se organizează în același timp, pușează, văd că vor să pușeze toate lane-urile, să-i preseze pe băieții din Blue Team. Se duc acum pe top. Set acolo în pericol. Să vedem ce se întâmplă cu Set. Set ultimată. Scapă oare cu viață de acolo. Thresh, lanterna lui Thresh n-a reușit să rezolve nimic. Darius acolo, un redemption frumos, Sejuani. Toți băieții din Red Team încă sunt în viață. Pușează și presează super tare. Și cred că cam aici s-a terminat acest match. A fost un match frumos. Jin ultimată. Poppy intră până în fântână, nu se oprește. Este un tank până la capăt. Frumos match, frumos, chiar foarte frumos. Bravo băieți, felicitări. Al doilea meci câștigat de Red Team, că n-au o echipă să le zic cumva pe nu știu, pe nume.
Oricum, foarte frumos. Acum ne uităm și la... băi, să-mi spuneți dacă mă văd prea... ăsta, prea saturat. Lumina, dacă trebuie, că pot să o dau, frate, de mă fac înger aici. Mă puteți anunța, vă rog frumos. Un pont nu strică, nu... Chiar vă mulțumesc dacă m-ați ajuta. Orice critică, nu o accept. N-am treabă. Hai să vorbim, să vedem care ar fi următorul meci, sau mai este un următor meci. Intrăm aici frumos. Știu, e la mea. Salut, salut, băieți, 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 băieți. Bun. Băieți, Da. puteți să vă puneți o Ce? secundă pe mut. Bun. Nu știți care e următorul meci sau cu cine ar fi? Nu avem de exemplu. Voi aveți? Dar nu pot să-mi fac cu aici. Știi că da. Păi, nu știu. Hai că așteptăm să vină Morgian și zicem, ok? De aici nu pot să-mi fac pe Bun. Germania. Aoleu, stai că nu e ok că mi se aude asta. Ia să intrăm și noi să vedem aici donația de la Constantin Bâlc, care îi mulțumesc foarte mult, foarte, foarte mult pentru această donație. Chiar înseamnă super mult pentru mine. Nu faptul, nu banii în sine, cât înseamnă gestul. Nu știu dacă... Ma, frate, stai un pic, că glumă, glumă, dar cam dă în ochi, frate, nu mai văd nimic. Bun, să vă zic și încă o chestie. Văd că tu mai veniți din când în când niște persoane care spuneți de CS. Nu cred că mai are rost. Cred că o să ignor mesajele cu CS pentru că deja nu mi se pare tot aceleași mesaje și să zic aceleași răspunsuri. Mâine o să facem live de CS și atât. Și îmi cer scuze și gata. Nu cred că mai are rost să mai vorbim de CS. Donation. Deci Costi cu 1 euro acolo frumos de obericică. Mulțumesc, Costică, mulțumesc, mulțumesc. bun, băieți. Hai să întrebăm și noi aici, să vedem. Văd că... Trebuie să intru la băieți, că m-au invitat aici. Mă uitam cu Dudu și Băieți, ziceam, cine e pula mea asta? băieți, 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 pe secundă, voi jucați deci, nu? Așa au zis marginal acum. Ok, bun, să nu dați start până mă duc și eu un pic afară Ok, la du-te pe spectator. o șmecherie, da, acum. Să mor eu, nu mănânc, mă, în timp ce mă joc. Îmi bat piciorul, eu nu pot joc mai bine. Doru, hai stânga. Băieți, După aia Nico. Aia aș putea să las pe voi live-ul până când mă duc eu afară sau aș greși cu chestia asta? cum crezi? Dar te mut dacă e ceva în caz de orice. Stai liniștit, poți să lași. Uite, e pe difin. Păi... Lasă muzică de aia de chill, știi? Da, acum asta fac, asta fac. Vezi, no copyright sound. Da, tu crezi că eu am treabă, frate, și bun, că nu, chiar nu mai am treabă, că văd ce bani scot eu oricum din chestia asta. Da, Mi-o un dat dolar de acolo, ceva. dar totuși, Costică cu 1 dolar, câți? Stai că vine următoarea donație, așteaptă. Vine următoarea donație. E 50 de euro, fii atent, frate. 50 de 50 de euro de la fratele tău. uite, punem asta, join Lucas. Bun, băieți, mă duc și eu să fac și eu o mică pauză. Hai că da, Nu pe plecați nicăieri, că totul continuă, în maxim 5 minute. Ia să scriu și un mesaj pentru ce BRB, 5 minute, mă duc la Bun, băieți, v-am pupat. Deci aveți numai grijă ce vorbiți, să nu vă dați tacticile aici pe live. Hai, mă, să nu vă dați tacticile, mă, că... Hai, deja. hai, hai, hai. Stai așa o secundă, revin.
and get them all sober. I got a little check that I cashed out, ayy. Credit card maxed out, ayy. I get lit, then I act out, ayy. I ain't wanna do it, but I blacked out, ayy. They say I need to be safe. I think I need to be straight. Fix your vibes, you need to be late. You just need God, or you need to be mates. I left my bitch, maybe we just need space. I got gunners like Chris, like Neesley. I got brothers like Tip, like Breezy. I got stunners like Wayne, like BG. I got a hood bitch all about the bread, and she only give me head cause the bed too squeaky. I'm too smart for a hoe, try G me. A bitch would be dumb if she ever try to leave me. Word. Hustlers, killers, followers, I just hit the fucking lotto. Why do I feel like missing? Smoke y'all niggas, I feel like I just got cancer. Ayy, murderous P is my anthem. All of y'all clowns is banter. Still can't pull your pants up. Kidnap kids like Amber. Hold a little nigga for a ransom. I moved from the trap to the mansion. Went from the hoopie to a phantom. If niggas got stuff, don't amp them. I never been pretty, but my mom think I'm handsome. I hate niggas that flex on camera. Little kids always tryna throw tantrums. Oh, you motherfucking dry like dandruff. You can get washed, I'll throw you in a hamper. I got a bitch on my sofa. I got a chip on my shoulder. You gotta live with your karma. And if you get hurt, then you got what you supposed to. I got hitters all over. Told them this is all over. I take the kids on lean and get them all clean and give them all soda. Frate, nu m-am auzit până acum. Aoleu, vărule, eram pe mod. Aoleu, vărule, eram pe mod. Bun. Deci, încă o dorință de la Costică. 3 euro. Vai. Îmi cer scuze, eram pe ăsta. Delay. Am fost pe mod, că am vrut să plec și l-am pus pe mod. În fine, Constantin, mulțumesc mult pentru cele 4 bericici. Când ne vedem, ție îți dau 2. Dar ce, mă, tot așa e, mă? Nu, mă, what the fuck, dai. Vărule, da, mă aud, ok, bun. Deci mulțumesc frumos, Costi. Și ce am vrut să mai zic? Că pot să-ți păstrezi ție camera mere, nu mai mă trebuie. Și am zis că avem o chestia noastră, care băieții nu știu, că ți-am dat o cameră acum 3-4 ani. Și, dar chiar e, nu știu, wow. E mișto, mișto sentimentul, nu știu. Mulțumesc frumos încă o dată, Costică, te-am pupat și când e gata toată treaba cu pandemia și cu tot, ți-am zis, împărțim astea 4 bericici, 2-2, așa frumos, ca băieții. Te-am pupat, mulțumesc frumos. Mă duc până afară și revin, bun? Revin și vă las cu muzica, i-am scos și pe băieți, gen m-am pus pe alt channel ca să nu vă deranjeze sau ceva. Și o să vă las cu muzica, nu plecați nicăieri, în 5 minute revin. Told them we could be friends, invited them over and gave them some soda and bleach. They said, Johnny, you lost it. I told them they saw it. Now go take a shot. Oda star, băieții. Oda star. Hai, nu-i băi. Hai, revin imediat. Johnny, get back to the bus. If I do not make a few million and shit it, I might just go back to the hustle. I got me some product and I ain't gonna hide it. I might just start trapping in public. I might go to prison and free all my niggas. That's word to Harriet Tubman. Tired of you asking me questions, I'm sick of it. Why you keep shutting shit down on the internet? Why do you have so much talent and benefits? Why you keep dropping your album in increments? ADHD is a social experiment. Who pay attention the most when they hearing it? You cannot stop it, there's no one in fairing it. This is my moment and no one is sharing it. Nigga, I'm just getting started. I hit on my targets, I promise I'm very defined. If I do not win the Grammy this year, then I blow that bitch up in an arrow and die. I think all my shit is hot. If everyone think that it's not, then everyone lying. I hope my shit doesn't flop, cause I put a gun in your head, make everyone bite. I'm digging a hole, you get buried inside. Or you get buried in silence. I did it, I die, I get buried in diamonds. I'm killing you niggas, you barely surviving. I think I'm so high, I can marry a pilot. I'm Area 51, Alien Island. My UFO flying is scary and violent. I shut down a planet, you hearing the sirens. I'm very excited and you shouldn't bother. Jordan, I got too many problems. Fire. I told that little bitch that I'm down with a threesome as long as it's you and your mama. Yeah. I ain't got no patience. I love to get dirty, but fuck it, I'm cool with the drama. Cool. When niggas be hating, I tell them no worries. My nigga Akuna Matata. I don't wear Prada, just bring me a white tee. I bust all my jealous. I still wear the Nikes. I roll with some hitters. I know you don't like me. I shit on you niggas. Now bring me some white beats. You think I'm a killer? Well, maybe I might.
baby. I ain't got no feelings. I dare you to fight me. I sing with a lip, but I'm really a writer. And pussy and money, it really excites me. And ready, don't try me. So bow. Fuck all you bricks. You cannot harm me. I think you a bitch. You think I'm corny? I think I'm the shit. When she get horny, she think of my dick. When I was broke, I would think like I'm rich till I fucked up my credit and hit me a lick. Then I got me some money to get me a crib and then blew it on bitches from Plenty of Fish. Fuck was I thinking? I'm going back to the streets. If Freddie and Jason had babies, my nigga, I promise, and that would be me. Word. Niggas all in my honey and acting all funny. I think I'm attracted to beef. They tell me that I changed. I look in the mirror like, what the fuck happened to me? Ever since I came up, these niggas been selling their feelings. They count on my pockets. I know that it's killing. Don't tell me you proud, but you know that you jealous. The money keep piling. I know that you smell it. You think you entitled. Go suck on a dick, and I hope that you swallow. And that's how I'm feeling. Put that on the Bible. Don't call me your family. You know you're my rival. I do what I got on. I turn the fucking TV up. I'm in the media. And ain't nobody wanna see me up. A nigga heating up. I'm like a sickle cell anemia. I really mean it, but I'm about to slow a nigga breathing up. I think seen enough, I go to hell and fuck a demon up. I think I'm mean enough to beat a nigga with Adidas till I fuck a stick up. I suck a punch up when I'm sneaking up. You couldn't see me, but I had to hit him like a meteor and make him giddy up to get the truck. And I went from nothing to something. I fell in love with the guns and I got 100 to win. Like everybody, the bustin', I'm putting one in your stomach. I got him jumping and running. You better cover and duck. And I'm not the one to be fucking. I'm not the one that you think you can do whatever you want to. There's gonna be repercussions. The enemies know what's up, and I'm up at 3 in the morning when you be sleeping in the yard. You know the evil be calling. Somebody better call the ambulance to the EMT. Nigga on the bomb like TNT. But I roll up on a nigga in a GMC. Get the clap and all the middle of the EMD. Call the plus, tell him that I want at least 10 keys. Now I'm back a business EPMD. Could've walk in my shoes. With a street stampede, can't walk this way, I run DMC. Back in the mail, I sit it down and it's cracking the scale. Had to switch position from the kitchen, nigga, I was flipping like a spatula deal. Pretty Ricky with them bitches when I'm hitting long as a dread on spectacular hair. Hair shit, light shit, white whip, open up and look like a packet of mail. I'm back in Riddell, fucking up the check and chucking up the set. And I'm back up the layover, pay over, way over, niggas, no slumber, but a nigga stay over, nigga. Your bitches with me to the day, day, AK, loaded up the same way. Shane Swain, white person screaming out, gang, gang. Fly to kick, Jet Li, Luke, K, K, K. I got a little B, he got me beige guard like, but a ding, ding, ding. Got a main dame, Audemars, that's my main thing. Got a Rolly watch, her name Jane, but she plain, plain, so we call her Plain Jane. Over her, I let it bang, bang, like the fingers twisting on a gang member sitting in a chain gang, nigga, please. I got all nigga cheese, y'all got whole nigga knees. Can't let a full nigga roll up, put a hole in your shit, and then let the whole nigga leave, man. Y'all niggas know a nigga T O R Y. All my niggas got poles in the O's for the free, all for the fee. If a nigga throw a couple G's, get a little nigga smoke for the free, man. 150 for a show, nigga, that's how I go. I was chosen with those melodies, niggas hating, I been going in with those enemies, and the snakes keep blowing it with those in the breeze. I'm under no good, my boys in the hood, with no young Jeezy and no Jordy Breeze. I can blow 40 G's, still come back. Who the fuck looking like the old dirty beef from the Wu-Tang, nigga? I can say nothing on the motherfucking track, still go back, plat like Pootie Tang, nigga. Do your thing, nigga, hopping in the moose, saying hotter than a blue flame, lit up in the food tank, nigga. Man, niggas better hide, niggas what, niggas whack, nigga. Niggas at the bottom of the food chain, nigga. Niggas so lame, can't crew hang, nigga. Can't crew bang, which can't move, dang, which. See a little bad bitch walking out the block, but she looking at me, cause your crew can't get it. I'ma dominate a moderator, pass your chick like hot potato. Police not cooperator, I won't tolerate a bitch, she's talking crazy, not me, little nigga. I be on the beach with the sea, little nigga. I be tripling up the doubles and threes, little nigga. Living it up with the women up in V's, little nigga. Give it up with my niggas tucking, I have a nigga stuckin'. I be dripping and dripping like a nigga tipping the bucket. I be whipping these bitches and sticking out my dick and pulling. They be licking the nigga, they get the familiar fucking. I be fucking these women and tipping, sitting, tinted windows, and I'm yelling and telling. I gotta get it, get the step, and I'm repping umbrella forever. My niggas in the bonnets, I'm flies and pellets. You jealous enough, a nigga coming, I'm eating these niggas like ketchup and relish on the bun. I got the money to fund the winners of what I wanted, and when I wanted, I wanna feel like you can't front on it. I got your ex chick and your next chick on a pole in my living room floor, trying to dance alone. And as long as I can put my hands alone, and she said hands to the handstand and landed on it. I said damn, had to put it in the head. I ain't dropping no bread. This is not that griddle and the hansel story. Got a coupe full of holes and the holes in the coupe to the Lamborghini doors to the floors and the roof. When I'm going in the booth, I'm exposing the globe to the truth. They be knowing I be showing up a proof. Any fold nigga, any hold nigga, any low Joe Smoke nigga better know when I unload. Get low, get low, get low like Lil John and the East Side Boys nigga. I'm a low bitch type stick. Neck is freezy as an ice pick. At his head just like a high kick. Niggas gon' copy my style like a right click. All of my dogs are killing like Mike Vick. Let that pistol put that boy in a Heimlich. I was handing them L's to join a hand on for coming out acting too light skinned. Nigga, I'm back in the billy applying the pressure, spitting bunch of flying the fire. And never so fucking hot. You think I died in the desert? Came back to fuck up your entire endeavor. You trying me never. Your squad to get shot up for trying. Be clever. My diamonds forever. Designing and lining the bed up and give them a choice. Which one you want to die with? The Nana Beretta. I'm sorry for being intolerant. I got this violent temper. I like when I'm cold. I shoot a nigga, make him die in December. You been a bitch as long as I can remember. You say that you gain them niggas. Keep talking. I promise to silence your members. Then quiet your temper while firing bullets that fly at your mental and pride. Your dental. My high. Somebody to fire the jet up. Then get up and send a shooter that'll fly. If you run all, I promise I'm high. My niggas to set up and find me a nigga. My line a nigga for the paper. Let the hitter get the photo. No, it got me the nigga. The Louis luggage busting down me a nigga. But true, we thugging. No, it's time. Woo! Deci, băieți, aud, tot e ok, da? Mă gândesc. Da, bun. Băieți, quick story. Câinele mi era în curte, o tunat-o, nu știu ce morții măsii, s-o speriat și nu știu cum a evadat de ajuns la vecini. O să mă duc la el, tot o să dureze maxim 2 minute, cred că, până numai să-mi răspundă, dar nu știu cum căcat a evadat. Acum am stat și l-am văzut că e la vecini, l-am auzit. Lord? Unde ești, Lord? Și ăla, mi-o răspunzi la vecini, ok. Mă duc după rapid și revin. Bun?
Nu știu cum se va axela pe... Da, așa, să, măcar să se intre în match și să vedeți cât de cât, să, o să rămână pe automat. A, acum încă-s 2 minute jumate. Bun, atunci pot să mă duc linișit. Bun, băieți, revin imediat. Să văd dacă s-a auzit. Da, s-a auzit. Bun. Revin. It kinda feels like I'm dying on the inside. It kinda feels like I've been trying to get by. And I've been this way since day one. I don't need no medication. No, I don't need no drug. Or maybe I'm different, and maybe my ADHD got me tripping, and maybe I'm just everything that you're missing, yeah. I feel like I'm dying inside. Modulin.
I swear to turn Atlantic. Night calling in a phantom. Told them, hold it, don't you panic. Took an island, fled the mansion. Drop the roof, more expansion. Drive a coupe, you can stand it. Bitches undercover. I'm an ass and titty lover. Guess we all meant for each other. Now that all the dogs free. And we out in these streets. Can you do it? Can you pop it for me? Pull up in a demon on guard. Looking like I still do fraud. Flying private jet with the rod. It's that Z shit. It's that Z shit. Pull up in a demon on guard. Looking like I still do fraud. Flying private jet with the rod. It's that Z shit. It's that Z. Slide on the pimp gang with my pinky ring. Lot of gang, lot of pictures in the icy chain. Why you claim that you rich? That's a false claim. I be straight to the whip, no baggage claim. Whole lot of styles, can't even pronounce the name. You ain't got no style, see you on my Instagram. I be rocking it like it's fresh out the pen. Only when I'm taking pics, I'm the middleman. Walk talking like a boss, I just lift a hand. 3 million cash, call me Rain Man. Money like a shower, that's my rain dance. And we all in black, like it's gangland. Say the wrong words, you be hangman. Why me stick to your bitch like a spray tan? Mister, what kind of car you in? In the city, love my name, nigga, I ain't gotta say. Pull up in a demon on guard. Looking like I still do fraud. Flying private jet with the rod. It's that Z shit, it's that Z shit. Pull up in a demon on guard. Looking like I still do fraud. Flying private jet with the rod. It's that Z shit, it's that Z shit. Blow the brains out the coop. Pulling one on top, but I'm on mute. I'ma bust her wrist down cause she cute. Fuck her on the yacht, I've been on pool. She an addict for the lifestyle in the paddock. Big daddy, how you ever felt Chanel fabric? I be dripping to death, I need a casket. And we got more strikes in the rough, we foul tech em. In the middle of the field, like David Beckham. All my niggas locked up for real, I'm tryna help em. When I got a meal, got me the chills, don't know what happened. Pop pill, do what you feel, I'm on that zombie. I'm more like a Gaddafi, I'm not no Gandhi. I'm more like I'm David Goliath running. Niggas be cloning, I find it funny. We finna know, straight out the dungeon. Out the north, I go in the mouth, she costing me nothing. 300 the watch, it's out of your budget. Mean mugging got me clutching. Yeah, and this stick right out of Russia. Ice water turn Atlantic. Night calling in a phantom. Told them, hold it, don't you panic. Took an island, fled the mansion. Drop the roof, more expansion. Drive a coupe, you can stand it. Bridges undercover. I'm an ass and titty lover. Guess we all meant for each other. Now that all the dogs free. And we out in these streets. Can you do it? Can you pop it for me? Pull up in a demon on guard. Looking like I still do fraud. Flying private jet with the rod. It's that Z shit. It's that Z shit. Pull up in a.
iar am vorbit, desigur, pe mut, atâta timp. Da. Deci, am comentat până acum, i-am pulea, să zic așa. Ca să vă zic pe scurt ce s-a întâmplat, câinele a dispărut, a plecat la vecini, am fost după el, am și alergat un pic. Mulțumesc, Marius. Mulțumesc, Marius, pentru că mi-ai spus. Am și comentat atâta, dar acum nu, n-ar fi o problemă. Îmi cer scuze, dar n-am fost atent. Nasus e destul de behind, Shen acolo la îl presează super bine și nu știu. A fost acolo o fază în care chiar putea să iei pe River Nasus fiind așa de behind și cred că nu avea vreo problemă Shen. Shen, nu știu, așteaptă să se facă redu sau nu, pare vrea să-l facă el. Am crezut că așteaptă să vină și Vana sau ceva, sau nu știu. Și ce am mai spus când eram cu microfonul pornit? Costică, mulțumesc încă o dată pentru donații. Te-am pupat. Aici au un team fight. Frumos pe bot din partea celor din echipa roșie. TM, văd că băieții se fac argumente prin nivele numai. Vei nu stă destul de safe, având în vedere și-o pățit și mai devreme cu Tristana. Putea să lase pur și simplu pe băieți să facă treaba și a pățit de a primit un E și era un HP și aia a fost. Acolo a fost o mică greșeală, crezând că ia kill-ul sau ceva, sau nu știu. Aici băieții au făcut și un rift. Zack gang pe top. Nasus nevoie să-și dea ultimata, crezând că o să scape, dar mort din nou. 0 la 3 scorul lui Nasus. Totuși la farm stă destul de bine față de Shen. Nu e o diferență așa de mare, dar totuși e acolo. Shen încercând ceva pe Shyvana, dar nu. Pike mort aici pe bot. Băieții fac niște greșeli care nu-s la locul lor. Ar putea pur și simplu să stea safe, să aștepte. Și în momentul ăsta cred că am cel mai mare deja vu din viața mea, nu știu de ce. Dar ok. Ce nu se bagă oare nasul sau... Se pregătesc băieții să facă... Sau au dat numai un clear de viziune, dar a uitat de... Ian aici un trade nu foarte bun partea lui Ahri. Nasus câștigă într-un final un fight. Zack se bagă pe putere. Tristana scapă acolo cu viață. Nu foarte puțină, dar
Băieții au a făcut un trade foarte bun, au luat și Draco. Și nu s-a lăsat. Nu s-a lăsat până nu a luat-o și pe Tristana. Și nu ar trebui să aibă grijă cu Nasus, că începe să doar un pic. Tot timp cât deja l-a bătut odată. Și dacă îl mai las să facă stack-uri, e late, nu știu ce să zic. Cum n-a spus, e un campion de late și ar trebui ori să se grăbească băieții sau ceva, că nu... Oricum, scorul este de 12 la 5. Momentan e... Un avantaj nu așa de mare la bănolți între amândouă echipe. Nasus acolo pus într-o poziție super proastă. Voi să-și dea ultimata! Acolo Diana... Gata să moară, dar a scăpat. Shen! Diana! Nasus, double kill! Un fight foarte frumos făcut din partea lui Nasus. Zek acolo se bagă pe Leona. Pyke vine acolo cu un E. Tristana, să vedem ce are de gând să facă. Și Vana vine și ea în teamfight. Vayne acolo foarte frumos. Un flash. Nu știu dacă a fost nevoit flash-ul acela, dar... Ok. Nasus. Prima turetă luată din partea echipei roșii. Cum ziceam, oricând poate să se schimbe. În sfârșit un match în care nu vorbim de nu-i balanța aia, nu-i aici îi poate să fie e 50-50. Nu știu când poate să Nasusul ăla să doară super tare în late și să schimbe tot meciul. Sau în același timp băieții din echipa albastră să țină de scor și să aibă grijă, să comunice și să câștige până la urmă, pentru că ăsta e rostul. Acolo să vedem din partea lui Shyvana. Crezând că se bagă sau ceva, dar nu. Vedem câte 300 de stack-uri Nasus în minutul 15. Și Vana, nu știu ce vrea să facă mai exact acolo. Merge pe bot. Cred că se bagă în prima tufă și o să aștepte. Da. Aici Shen s-a apucat să facă... Nasus vine! Aici o să fie... Pe bot, însă Vayne moare! Tristana! Pyke, frumos! Cu un triple kill! Shen nevoit să lase Rift-ul din cauza... Că este urmărit de Nasus. O să fie oare un fight aici sau... Totuși un dodge foarte frumos la Q-ul ăla. Nu știu. Nevoie să-și... Nasus! Flash după Shen. Diana vine în ajutor. Ahri, dă follow. Shen mort.
Diana prinsă în charm. Nasus cu un slow, un Q. Diana scapă oare? Nu scapă nici de cum, n-are nicio șansă. Nasusul ăsta am știut că trebuie avut grijă la el. Pentru că nu și nici când acum aveți că e behind și dintr-o dată poate să doară super tare oricum. Băieții din echipa roșie fac primul Drake. Zek acolo urmărit de Leona. Pike în charm. Vayne singură decizie, nu știu dacă foarte bună. Bine, având în vedere că bine, nu chiar behind, dar poate simte nevoia să farmeze. Shen, ajutat de Zek, ca să facă riftul. A doua încercare, să vedem, o să fie cu noroc de data asta. Și Vana se îndreaptă între rift. Și Vana acolo o greșeală, dar scapă cu viață, scapă. Zek. Pike un Q. Leon a prins în stun. Nu... Pardon. Acesta este un match în care o simplă greșeală poate să schimbe tot match-ul. Și de asta am avut nevoie măcar în această seară să nu vedem numai match-uri de genul în care nu-i niciun echilibru și se știe din primele 10 minute ale jocului, deja se știe cine câștigă. Zek acolo intră frumos cu un E, să vedem ce se întâmplă. Leona ultă pe Vayne. Vayne! Tristana, o mișcare, dacă pot să-i zic, riscantă, dar neavând succes, pentru că Vayne a flashat. Vayne acolo dându-și heal-ul. Ahri se extinde prea mult. Și Vana intră cu ultimata. Vayne scapă, nu știu cum, dar scapă din nou. Sunt curios dacă o să mai stea aici. N-ajung băieții, ok. Nasus pușează topul, neavând nicio treabă. Zek intră cu E-ul. Un trade, ok. Nasus nu are ultimată, ar fi un win pentru Zek, mă gândesc. Pike vine în ajutor, dar nu-i prinde Q-ul, stun pe Nasus. Nasus mort. Acolo s-a extins prea mult, bine, a luat o turetă.
Leona intră, ultimată. Un teamfight. Pike, frumos, cu ultimata. Nasus, ultimata, acolo. Vein scapă. Nu! Nasus este de neoprit. Shen vine în ajutor. Totuși, că e o diferență. Zack se bagă cu E-ul. Pike frumos ia acolo. Diana. Nasus urmărindu-l pe Pike. După cum ziceam, vedeți că scorul până la urmă este condus de Blue Team și totuși Tristana greșește acolo. Stând singură contra lui Shen, care totuși... Ah, acum văd că Zack este un suport minunat. Da. Deci, după cum se vede, scorul e condus de Blue Team și totuși, în teamfight-uri, la cea mai mică greșeală, cei pot să piardă. Nu... Mariana, chiar acum o să rog pe cineva să vină. Ok. Așa. Intră Discord repede, are cineva nevoie de tine. Dacă-l sun. Nu, nu-mi răspunde. Blue Team pușează minioni sub tureta. Să văd... ai văzut că te-o... Băieți, așteaptă o greșeală, orice chestie care i-ar putea ajuta într-un teamfight, așa încât să facă ceva. Și... acesta este un teamfight din ăla care pot să zic că ar da un avantaj destul de mare. Până în vedere că s-ar lua și vreo două turete, mă gândesc. Na, Mariana, ai văzut că până la urmă ți-am făcut legătura cu cineva care cunoaște mai bine. Sau chiar e organizator, dacă nu mă înșel, nu știu. Nu uitați că mâine... Cred că tot așa de pe la un 6 sau să vedem acum... Cum o să modifice și cu orele astea.
Să nu mai fie deodată. Pike acolo. Acri. Și-a dat flash-ul fără motiv, pentru că Tristan era în river, dar nu știu, poate n-a văzut-o sau ceva. Red Team a făcut un clear la Baron. Aici un team fight, să vedem. Red Team. Shen. Vayne pus într-o dificultate super proastă. Flash. Vayne nu se lasă. Zek acolo nu a ajutat la timp, dar văd că încă bătaia continuă. Băieți, nu știu. Nu mă bag, sincer. Eu v-am explicat. Eu sunt aici numai să vă arăt toate meciurile, să, nu știu, nu sunt organizator, puteți să luați legătura cu organizatorii, să vorbiți, să, nu știu. Sau puteți să-mi spuneți mie și cumva vă fac eu până la urmă. Dar oricum am văzut că avem aici pe Tudor, care vă ajută și el să mai vă ghidează într-un fel sau altul. Pike acolo se bate cu Shyvana. Un trade nu foarte bun. Vayne. 1-1 cu Leona. Leona ultă. Diana contra 2. Vayne intră și în teamfight, să vedem, e contra 3, nu prea cred că are șanse. Oricum, vreau să vă zic că și eu mă gândesc cât de curând. Nu știu, vreau să fac un ticket la Riot ca să îmi dea și mie un turneu din ăsta să văd. Și să mai pun ceva în joc, nu știu, un 100 de euro, un 50 de euro, mă gândesc, e prea puțin, frate. E prea puțin pentru un... pentru locul 1, de exemplu, să te gândești că își împart la 5 10 euro, ce să ia? Ce? Bine, nu că nu-s bani. Da, îs bani, da? Stai și te gândești, poate... Na, nu știu, poate gândesc eu altcumva sau... Aparent, Blue Team se imobilizează, se duc bază, Vayne mai exact s-a dus, să vedem pe ce s-a dus mai exact. Și Van acolo, crezut că o să fie de Pike încercând să-i dea să-i prindă Q-ul, dar...
Așteaptă, așteaptă. Amândouă echipe așteaptă o greșeală. Din partea celelalte. Văd că Red Team are 3 Cloud Drake-uri, da, și să vedem cine prinde următorul Drake. Ar fi destul de important, mă gândesc, mai ales că Blue Team au doar 2 momentan. Să vedem ce se întâmplă. Meci momentan stă așa pe loc, nu lumea farmează, dă clear la viziune. Dar se întâmplă ceva acțiune, văd că încearcă, dar pleacă de la Baron. Nasus, după cum ziceam, a avut un early nu destul de ok, dar da, și aparent Red Team o să aibă un Soul Drake. Și a început bătaia. Pike acolo se bate cu Leona. Zek intră, ultimate de la Zek. Vayne, Marta, Shen, nu, n-au stat deloc bine poziționați. Tristan acolo, nu, e prea, cred că știm deja ce o să se întâmple meciul acesta, cine o să fie câștigătoare, cine o să treagă biletul cel mare. Nasus intră ca un tank, ce el, scapă Shen totuși până la urmă. Pike salvându-l pe Shen, dar sacrificându-se. Patru versus un acolo, Zek având pasiva, cred că o să scape. Shen și-a dat TP-ul ca să-l... Văd niște ping-uri de la Red Team, să vedem. Red Team se retrage momentan, dar nu se lasă Zek. N-au nicio viziune acolo la Baron și o... Nu știu, nu le-ar fi așa de greu. Să vedem, poate cum a merge Vayne și pune un Drake, o viziune, un Ward. De fapt, nu! Băieții se pun să facă Baronul, să fie ăsta un game changer, să vedem. Leon acolo a pus viziune. Nasus vine pe din spate. Nasus ultimată. 5 versus 1 Nasus. A focusat acolo pe Vayne crezând că o să reușească ceva, dar n-a apucat. Shen se bagă acolo. Baron luat de Red Team! Cred că aici am spus la revedere, nu mai! Un stil frumos făcut! Foarte frumos! Băieți, încă nu se lasă! Aici încă o greșeală destul de mare, puteau să meargă bază să încerce să... Stai mai defensiv sau ceva, nu știu. Acum, cred că... Să vedem aici că nici n-am fost atent, sincer. Wow, ce frumos a dat stilul ăla, Sivana.
Aici, Shivana, meciul ăsta nu pot să zic că a fost un MVP și cu chestia asta oricum și-a arătat pe sale că poate și ea ceva, poate să facă și ea chestii. Blue Team se imobilizează și ar trebui să se aștepte la un nou atac din partea echipei roșii. Zack, să vedem, stă acolo, cred că o să fie primul care o să facă engage. Shyvana farmează momentan. Ia jungla lui Zack. Băieții stau super, super, super defensiv. Și într-un fel bine fac. Zack se pregătește, Zack! O prinde pe Tristana! Aici! O greșeală super mare din partea Red Team-ului. Nu s-au așteptat la așa ceva. Nasus aici, crezând că mai are ce să facă, dar... Cum ziceam, ați văzut, din greșeli din asta se schimbă tot meciul. Acri acolo, pusă în pericol! Acri! Pusă la pământ, de Vein. Nasus, nevoit să meargă bază. Un meci pe cinste, să zic așa. Nu. Blue Team face clear la viziune acolo, să vedem. Se pregătesc să facă Elder-ul. Red Team. Pike acolo scapă. Zack se duce bază. Și Van acolo. Acolo un team fight nu foarte bun, nu foarte bun. Să vedem ce se întâmplă. Vein acolo din spate, focus pe Nasus. Diana ultă super bună. Băieți, cum ziceam, nu știu la cine să te aștepți. Acum am vrut să zic că câștigă Red Team, acum e Elder-ul luat de Shyvana, e o schimbare super mare și Elder-ul ăsta care chiar ajută foarte mult. Nu știu. O simplă greșeală chiar i-ar putea costa jocul. Și în același timp și Blue Team văd că sunt gata de atac. Înainte stăteau lângă turet, acum sunt gata de atac și nu știu ce să zic. Le-a ridicat moralul oricum aceste teamfight-uri câștigate. Pike acolo, greșeală. Leona ultimată, Vei nevoită să-și dea flash-ul. Jetim, luând încă o turetă. Vei acolo, super agresivă, nu se lasă așa de ușor. Baronul, cred că se pregătește să facă încă un baron, băieții, de la echipa roșie.
Sau să fie doar un bait. Cred că aici acest... acolo, da. Stai un pic, nu, hai, ieși un pic tu aici că îmi dai spoiler. Acolo Diana greșește. O să ne prefacem că n-am auzit nimic. Baronul. Acri intră acolo, nu. Super agresivă. Zecu se bate contra 3. Zecul lăsat acolo de echipa lui să moară efectiv, bine, dintr-o greșeală care, nu știu. Aici pușează Red Team-ul. Cred că aici s-a cam zis cu tot meciul. Pike încă încearcă. Blue Team nu se lasă așa de ușor. Dar Shen intră acolo. Pike pus la pământ de ulta lui Leona. Și acesta a fost meciul. Oricum, ați văzut fix ce ziceam. Blue Team degeaba a condus la kill-uri dacă o simplă greșeală sau mai multe greșeli mici sau mari sau oricum ar fi ele îi poate costa ceea ce s-a și întâmplat. Nasus ăla a avut stai că văd că nu mă văd destul de bine. Da, vezi? Așa. A avut o Dicel a făcut diferența într-un fel sau altul în mid-game. Oricum, un match frumos, care, v-am zis, nu puteai să zici la început, a, uite, echipa asta o să câștige, nu, a fost, Zac acolo, un suport minunat, 28 de asisturi. Bun, băieți, băi, o secundă să schimb și eu ăsta, bun. Deci. Păi, cam atât a fost, cred că. Și, nu știu, ne vedem pe mâine. De la ce oră, nu știu, o să vă uitați. V-am zis, aprindeți clopoțelul ăla și mulțumesc frumos, nu uitați să dați un like. Îmi cer scuze dacă m-am bâlbâit, îmi cer scuze dacă... Nu știu, n-am avut mici greșeli din astea cu microfonul sau așa. Sunt începător, așa e, mi-asum. Costi, mulțumesc frumos de donații, chiar apreciez. Felicitări băieților care au câștigat și ne vedem pe mâine la semifinală și să vedem cum facem și cu CS-ul și aia. V-am pupat, băieți.